Salutare dragilor, Hristos a înălțat. Am zis să vorbim despre veniturile variabile. Unii dintre voi aveți venituri fixe, aveți un salariu care ăla este, îl știți care e și nu oscilează foarte mult, dar există și o categorie foarte mare de oameni care au venituri variabile și aici de obicei intră antreprenorii, da? cei care au mici business-uri, micii patroni, Uh, mai intră aici freelancerii, intră oamenii de vânzări, că sunt din orice categorie de vânzări, da, servicii, produse și așa mai departe. Acești oameni nu au aceeași salariu de la lună la lună, variază în funcție de vânzările pe care le au, în funcție de performanțele firmei, de clienții pe care au proiecte și așa mai departe și de încasările pe care le au. Și atunci când ai salariu cât de cât fix, îl știi de la lună la lună, cam la este, nu oscilează foarte mult, e un picuț mai ușor să-l să-l urmărești, să-l gestionești și să-l planifici. În momentul în care el oscilează și ai niște luni mai bune și după aceea ai niște luni mai slabe și iarăși vine o perioadă de e, prosperitate, să zic așa, multe comenzi, mulți clienți, da, deci e, dudu e treaba, e, după aceea iarăși vine o perioadă de secetă în care cam dispar comenziile, cam ce se întâmplă în perioada asta. E, asta este o mare provocare și atunci am zis hai să povestim un pic și despre zona asta pentru că Aici sunt câteva capcane, sunt 5 capcane pe care le-am identificat și despre care vreau să vorbesc ca să fiți atenți când aveți venituri care oscilează, să fiți un pic atenți cum le puteți gestiona ceva mai bine. Și discuția a început pe de o parte mi se întâmplă să merg în companii și să țin cursuri de educație financiară pe departamente și departamentul de vânzări e unul din primele în discuție, la modul băi Adriane, vino un pic și povestește-le oamenilor ăștia de la mine, de la vânzări pentru că deși câștigă foarte mulți bani, este incredibil cât de repede îi fac praf, deci cât de repede îi, îi, îi risipesc și atunci tot timpul nu le ajunge, tot timpul nu au, îi văd că fac tot felul de prostii, hai să le explici un pic, că eu m-am săturat să le tot povestesc băi, aveți un pic de grijă, puneți deoparte faceți ceva, da? Și uh, zona de Departamentele de vânzări, uneori sunt, sunt targetate pentru educație financiară pentru că au mulți bani pe mână. Ce vreau să vă zic este, oamenii de vânzări produc cei mai mulți bani, dar și sparg cei mai mulți bani. Și aici e, e un lucru extraordinar pe care îl vorbim în seara asta. Bun, <coughs> și m-am mai stârnit cu subiectul ăsta. O discuție pe care am avut o săptămână asta cu o clientă care lucrează în asigurări și care uh, mi-a spus Adriane nu mă descurc cu banii, nu știu, deci nu, nu înțeleg care este. Venitul lunar este de 28.000 de, de ron, 28.000 de, de ron, deci vorbim de, de 5.000 și ceva de euro, da? Și cu toate astea uh, doar venitul ei, mai are și soțul, mai are și soțul o firmă și o sursă de venit, dar pentru că ea gestionează o mare parte din cheltuielile familiei, îmi spune, Simt că nu nu, e nu ajungem, nu înțeleg ce se întâmplă da? Și atunci am zis, o să ziceți că am înnebunit sau că e vreo raritate Nu, aproape în fiecare săptămână mă întâlnesc cu astfel de situații În care oameni care câștigă foarte bine, dar fluctuant Zic, bă, nu, nu știu ce se întâmplă, ajută-mă un pic să ne organizăm Bun, și atunci am zis, hai să vedem care sunt cele 5 capcane de care trebuie să vă feriți În momentul în care aveți venituri variabile Primul dintre ele, prima situație pe care am pe întâlnit-o sau capcană pe care am întâlnit-o la zona asta de vânzări antreprenori și mici patroni, este hiperoptimismul. Hiperoptimismul este o, e un sentiment pervers că lucrurile merg bine și că o să meargă din ce în ce mai bine și că nu se oprească niciodată. Da, deci asta este după câteva luni sau mai multe luni, poate un an sau doi ani de zile în care treaba merge și comenzile vin și marfa se învârte și banii intră, facturile, nu e așa, sună telefoanele, vin mail-urile, comenzi și așa mai departe. E, oamenii intră în această fază de hiperoptimism. Uită greu prin care a trecut, uită problemele prin care a trecut și zic, a, boierie de acum, frate, haide, hai că e bine. Deci o să putem să ne băgăm la tot felul de chestii. E, Într-un fel ți se pare că ești un surfer așa pe un val și asta nu se sparge niciodată, ceea ce nu e așa nu este adevărat. În momentul ăla apar excesele, da? achizițiile extravagante, că sunt mașini, că sunt ceasuri, că sunt gadgeturi de ultimă oră, că sunt soale de fițe, că sunt vacanțe exotice, că sunt ce, vreți, ce vrei tu. În același timp banii care vin ușor te duc către niște investiții riscante, către niște decizii financiare riscante, pentru că ce să-i faci, bunicii noștri aveau dreptate. Banul care vine ușor, ușor se duce. Da? Te bagi în tot felul de combinaț combinații riscante și toată bunăstarea asta pe care ar trebui să o simți e tocată instantaneu. Pentru că nu e așa, ai mare grijă să scapi foarte repede de bănuții tăi. Pentru că luna viitoare vine iarăși un comision gras sau vine iarăși proiectul ăla de la client sau vine mai știu eu ce. Uneori, la anumite categorii de vânzări sau la anumite de oameni de vânzări sau de antreprenori, uitați-vă mai degrabă, poate în zona imobiliară, a agenților imobiliari, a agenților de vânzări mașini sau da, în zona asta, cumva, la un moment dat, oamenilor de vânzări li se pare că nu pot să facă vânzări dacă nu au nu știu ce mașină, nu știu ce ceas la mână, nu știu ce costum sau nu știu ce ultimă răcne de telefon. Da? Pur și simplu zic. În mintea lor și după aceea o zic și cu cardul. Uh, am nevoie de acest ceas sau de acest 4-4 x sau de această chestie ca să vând mai mult mai mult E, ce vreau să spun este că vânzările tale n au depins de ceasul pe care îl ai la mână sau de mașina pe care ai sau de pantofii pe care îi ai. Sper eu, adică nu despre asta a fost vorba. Pentru că atunci ai chiar în sol dacă uh, comisionul tău depinde atât de mult de. Uh, cămașa pe care o porți sau de sacoul pe care l-ai. și nu de puține ori, în momente astea, mai ales cam pe vârf de creștere, o să-i vedeți pe oamenii de vânzări care ajung mult mai bine îmbrăcați și dichisiți decât clienților. Da? Și cu un aer un pic de superioritate și cu, pentru că în momentul în care ai ceva bani și vin comenzile, vin clienții, încep să te obișnuiești un pic și uh, parcă ți se pare că ești mai, mai uh, extraordinar decât ești în realitate. Deci prima capcană la care trebuie să ai grijă este hiperoptimismul. Să uiți, să te înveți cu binele și să uiți de ce a fost în trecut. Să uiți și de perioadele când poate ți-a fost ceva mai greu. E, istoria ne arată că asta este ciclică, da? economia funcționează ciclic, după perioade de prosperitate urmează perioade de corecție, ceea ce se întâmplă și în momentul ăsta și soluția este ca în lunile bune să-ți creezi acele fonduri de urgență și fond de siguranță, cu cât important e în primul rând să înțelegi că ca și om de vânzări, ca antreprenor, ca freelancer, ca ce vrei tu, mic patron, da? ești într-o zonă nesigură și oscilantă și atunci în perioadele bune trebuie să punem ceva deoparte, exact ce am vorbit în deschidere, că proviziile nu se fac iarna, proviziile se fac vara când ți-e bine. Deci mare atenție la hiperoptimism și asta e valabil și la nivel individual și la nivel de companie. Să ai niște rezerve care să preia turbulențele în momentul în care ți-au scăzut vânzările de mașini cu 60% sau cu 70% sau chiar mai mult. Da? Bun. A doua capcană foarte importantă la care trebuie să încep să fii atent este anturajul. Oamenii de vânzări da? sau antreprenorii sau micii patroni sau, da? Pe zona asta, în momentul în care dau de un pic de bănuți, încep să se ducă în alte cercuri, da? Caută alte prieteni, mergi la mergi la alte petreceri, întâlnește alți oameni mai sus, mai mai dichisiți decât tine, da? Uh, niște evenimente mai simandicoase, cu ștaif, încep să ți se pare că nu poți te duci acolo dacă n-ai, nu știu ce, mașină, nu știu ce, ceas. Deci toate astea înțelegeți că se, se leagă un pic așa și uh, după aceea încep să te duci după oamenii ăia, da? Până excursiile pe unde merg ei, prin locurile pe unde încep să bei ce beau ei și să ai rafinamente de alea, începe să-ți... Uh, whisky ăsta nu e din ăla de 18 ani, e din ăla de 12 ani, da? Adică, nu știu, înțelegeți, la un moment dat începe să ți se, să ți se ia. Și încep să faci vacanțe cu oameni uh, ale căror logo-uri de pe încep să se, să se sincronizeze, știi? Adică, Uh, mare atenție, pentru că anturajul te va împinge să faci lucruri pe care al minter nu le-ai face niciodată. Da? Uh, Mediul în care trăiești, oamenii cu care te aduni, din presiunea anturajului te poate duce în niște direcții pe care al minter singur de capul tău nu le-ai face. Da? Poate te muți într-o comunitate mult mai prosperă decât tine și trebuie să ții pasul cu băieții ăștia, nu-i așa? Uh, și în momentul în care ai o perioadă de scădere, te-ai prebușit pur și simplu. De foarte multe ori Uh, aceste persoane se și îndatorează ca să țină pasul cu uh, noua lor cu noul lor anturaj, cu noua lor comunitate. A treia capcană este tot o vorbă veche, da, de la bunicii și de la părinții noștri care zice cât ai, atât cheltui. Da? Și atunci mare grijă, mare grijă la fel să nu uh, ne gândim că de obicei oamenii de vânzări sau antreprenorii sau freelancerii, după o perioadă de câteva luni bune, încep să ia ca punct de referință aceste uh, luni cu vânzări bune, da? deci aceste perioade de prosperitate. V-am făcut și un, uh, și un, desen cam fiecare seară, da? deci cam așa arată veniturile unui om de vânzări. Este oscil sunt oscilante, au perioade în care câștigă foarte bine, după aceea poate au, uh, sunt anumite business-uri care sunt sezoniere, merg bine uh, vara, și nu prea merg iarna sau merg bine primăvara și toamna, iar vara când este lumea plecată în concediu sau în decembrie, ianuarie, nu sună telefonul. Deci avem diverse oscilații, perioade bune și perioade mai slabe. E, ce se întâmplă este, de multe ori luăm ca punct de reper, după 3-4 luni bune, psihologic începi să te obișnuiești, creierul tău se obișnuiește la noile comisioane, la noile uh, uh, venituri cu care te înveți. Te înveți destul de repede la, la asume cu binele, ne învățăm destul de repede și ce vreau să vă zic este că banii au grijă de cei care au grijă de ei. Da? Foarte important. Pentru asta este vital să vă, faceți un, să vă faceți un buget personal. O să vă pun aici în, în comentarii și o să vă zic și cum să gestionăm situațiile astea în care fluctuează atât de, atât de mult. Aveți aici linkul, este bugetul, este gratuit. Îl găsiți la mine pe site, intrați acolo, vi-l descărcați și faceți-l. Ce e foarte important este să începeți să vă calculați intrările pe 12 luni și nu pe o lună, astfel încât să începeți să gândiți, să faceți niște medii, da? Vedeți cât de mult fluctuează acest roller coaster, da? În momentul în care facem o medie, Practic, o să nivelăm perioadele foarte bune cu cele mai puțin bune, și o să avem un număr ceva mai realist pe anul respectiv. Da? Asta e un lucru extrem de important. Calculați-vă banii întotdeauna pe 12 luni: și dacă aveți venituri variabile, și dacă aveți venituri uh, constante, să zic așa. Și, după aceea, ce este foarte important, este raportați-vă venituri, uh, cheltuielile sau stilul de viață. Mai degrabă la această medie și nu la aceste vârfuri, pentru că al minter, picați în, în păcatul pescarului care povestește doar acel moment când a prins el acel pește foarte mare, dar nu povestește niciodată de zecile sau sutele de dăți când a stat pe baltă cu undița în mână și nu s-a întâmplat nimic, a pierdut și banii de baltă și banii de râme și banii de momel și de undițe. Și n-a prins nimic. Toată lumea povestește când am fost eu odată în delta sau când am fost eu odată așa la o baltă, mamă, am rupt, da? Nimeni nu povestește dățile alea când a stat pur și simplu și a pierdut timpul. Ok, a patra, al patrulea pericol pe care l am identificat la oamenii cu venituri variabile și vă vorbesc, eu sunt în vânzări de 22 de ani. Da? De când am, din anul 3 de facultate, am intrat în vânzări și de atunci numai asta am făcut. Deci tot, nici o lună nu seamănă cu alta, acum sunt antreprenor de 20 de ani. Deci iarăși, e una din principalele greșeli pe care le-am făcut personal și le văd tot timpul. Da? Adică te înveți cu binele, te înveți cu cifrele mari, devii neglijent, zici lasă frate că dacă am ajuns la 2000 de euro pe lună sau mai știu ce, nu, mai jos de data nu o să se ducă creierul se învață cu noile cifre și se obișnuiește cu noile cifre. A pata greșeală este să aduni obligații fixe pe venituri variabile. Adică, ce înseamnă asta? Te înveți un pic cu bănuții ăștia mulți, da? Ți se pare, vezi să ai 3, 4, 5 luni de comisioane grase și la un moment dat zici, hmm, cred că îmi schimb și o mașina, și m-am să stau în, în blocul ăsta, hai să ne mutăm și noi într-un complex mai nou, ceva mai frumușel, spații mai la... Ieșim din comunitatea asta, că nu mai putem să stăm cu săraci ăștia de aici, din, da, din, de la noi din bloc. Hai, dragă, să mergem și noi, să stăm aproape de cei cu care ne facem vacanțele, ieșim la burger și la costițe, nu-i așa? Da. E, în momentul ăla, aceste decizii, care sunt din ce în ce mai scumpe, te bagă în împrumuturi, te duc către credite. Și ce ai făcut în momentul ăla? Practic te duci pe niște, obli... îți creezi niște obligații fixe, respectiv rata la bancă, având în spate niște venituri variabile care pot să obțineze și pot să și scadă, nu-i așa? E. Aici intră zona de imobiliare, deciziile cu imobiliarele, deciziile cu mașinile, da? transformi venituri oscilante le transformi în obligații fixe și foarte consistente pe termen lung. Te mai baci niște investiții, da? mai faci niște combinații pe imobiliare sau pe bursă sau mai știu eu pe criptomonede, doamne ferește, da? și în momentul ăla nu numai că de cele mai multe ori ajungi să le cumperi pe vârf de piață, da? pentru că lucrurile astea bine le se sincronizează într-un fel, da? Când companiile duc bine, angajații câștigă bine, oamenii de vânzări câștigă bine, piața se învârte, banii se învârt, imobiliarele încep să crească, bursa începe să crească, toate încep să se scumpească și tu de cele mai multe ori îți bazezi decizia ta de achiziție pe cel mai bun venit al tău ca să cumperi un activ sau un pasiv în cel mai scump și mai prost moment. Da? Și atunci capcana asta este mare grijă să nu acumulezi datorii și obligații fixe, da, rate la bancă, bazându-te pe perioadele cele mai... De-aia le-am marcat aici cu roșu și cu atenție, astfel încât să nu, vă, să nu vă ia valul și să luați deciziile voastre doar pe baza uh, acestor, uh, acestor vârfuri. Și aici te ajută foarte mult reperele pe care le-am mai dat de câteva ori, dar o să le dau în fiecare seară sau de câte ori este nevoie. Valoarea casei pe care ți-o permiți este venitul tău pe maxim 4 ani. Asta te ajută să nu calculezi după cel mai, cea mai bună lună din cariera ta. Sau, da? Valoarea locuinței pe care ți-o permiți este venitul tău sau al familiei tale pe 4 ani, pe ultimii 4 ani. Și atunci automat se face o medie, dacă ne gândim la 4 ani. Iar valoarea mașinii pe care ți-o permiți este maxim Venitul tău pe 6 luni, salariul tău pe 6 luni, asta este valoarea mașinii pe care ți-o permiți de adevărat, la ca să nu muncești o viață întreagă pentru tablă și cauciucuri și să nu muncești o viață întreagă pentru gresie, faianță, termopane și cărămizi. Da? Înțelegeți chestia asta? Mașina sau transportul n-ar trebui să te coste mai mult de 5%. Atenție! Transportul din punctul A în punctul B nu ar trebui să te coste mai mult de 5% din salariul lunar. 5%. Din păcate, pentru prietena cu care am stat de vorbă săptămâna asta, valoarea mașinii care înseamnă rată leasing plus consumabilele plus deprecierea mașinii pe care tocmai și-o cumpărase, reprezenta aproape jumătate din venitul lunar. Jumătate. Pur și simplu, este prima cauză pentru care nu poți să respit. Iar acum două săptămâni m-am mai întâlnit cu o clientă, am mai stat de vorbă cu o clientă care la fel. La un salariu de 4.000 de lei, rata la mașină era 1.600 de lei. Plus chirie 1.200, plus benzină, plus reparații, plus asta. Pur și simplu, când faci socoteala, îți mai rămân 300 de lei pe lună. Uh, nu așa se trăiește viața, fratele. Nu așa se trăiește viața. Nu, nu poți să trăiești o viață întreagă doar ca să... Doar că mai bine te culci în mașină și economisești chiria. Abar n-am, dar nu așa se face treaba. Eu de-aia vă dau aceste puncte de referință, ca să știți, bă, e bine, e prea mult, e prea puțin, m-am întins mai mult decât, da, muncesc de acum ca prostul până încă 40 de ani ca să plătesc apartamentul ăsta, puteam să iau ceva mai mic și să plătesc mai repede. Deci mare grijă să nu acumulați obligații fixe pe venituri variabile bazându-vă pe pe aceste vârfuri. Ce am desenat eu aici este următorul lucru. Linia verde reprezintă cel mai slab venit pe care l-ai obținut în ultimul an sau în ultimii doi ani. Deci ăsta este cel mai prost nivel pe care l-ai avut vreodată. Este foarte important să-l cunoști. Da? Care este suma cea mai, cea mai proastă lună pe care am avut-o în ultimii ani. Bun. Linia asta albastră reprezintă cam 20% peste cel mai prost nivel. Da? Deci să spunem, este, începem să facem o medie. Linia asta albastră reprezintă nu cea mai slabă lună, ci să facem cumva o medie a lunilor dintr-un an de zile. Iar linia asta roșie ar trebui să-ți atragă atenția vis-a-vis de aceste vârfuri periculoase. Știu că te bucuri că a venit un comision mai mare, că a incasat o factură, nu vă povestesc ce este în zona freelancerilor sau în zona micilor patroni. Au 2 trei luni de zile în care au prins niște clienți, au, uh, au încasat niște bani. Veselie boierie! După aceea, de foarte multe ori, ori ai de lucrat pentru a, pentru a uh, livra uh, serviciile tale pentru sau marfa ta, pentru banii pe care i-ai încasat, da? Banii sunt în urmă, sunt ocazi deja tu de acum trebuie să muncești pentru ei. Și după aceea de multe ori, mai ales pentru freelancer, pentru oameni de vânzări, pentru patroni, vin perioade de secetă, cum este asta de acum. Și ne prinde pe toți cu cu pantalonii în vine și nu înțelegem de ce. Uite, din cauza asta, pentru că din păcate ne obișnuim, în vremurile bune ne obișnuim cu bănuții mari. Iar a cincea, al cincea lucru pe care e foarte important să-l înțelegem este că banii nu sunt la fel. Banii nu sunt la fel, o să vă și arăt ce vreau să spun prin asta, că banii nu sunt la fel. Ați spune că astea două bancnote au aceeași valoare, dar ambele sunt de 100 de lei. Dar dacă vă spun că suta asta este ca să-ți plătești rata la bancă, iar suta asta e ca să bei două beri cu colegii sau să ieși într-o seară cu fetele la o uh, cafeluță, o să vedeți că bănuții ăștia brusc nu mai au aceeași valoare. Unii sunt mai importanți și unii sunt, eh, dacă avem ieșim, dacă nu, na, dacă nu, nu ieșim. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, să înțelegi că banii nu sunt la fel. Și principiul ăsta al separării banilor ai pune pe diverse conturi sau pe diverse plicuri sau pe diverse categorii. Cum vreți voi, pe borcane. Am întâlnit un freelancer da, care avea acasă pur și simplu borcane. Îl citise pe T. Harvecker. T. Harvecker are o carte foarte bună, se numește Secretele Minții de Milionare. O să povestim despre ea într-o seară. Și acolo T. Harvecker prezintă un sistem cu șase borcane. 6 borcane. Ai un borcan pentru investiții, unul pentru donații, unul pentru distracție, unul pentru uh, viața de zi cu zi, nu știu, da, o să povestim sistemul ăla. Băiatul ăsta avea pur și simplu banul, 6 borcane acasă și le, le punea bănuții pe aceste categorii. Acest sistem de a împărți banii pe categorii este genial și când e vorba de firmă, că ești o mică firmă, un mic freelancer sau ceva, și sau mic un mic patron, și când ești persoană individuală sau familie. Personal, eu la firma mea de uh, cursuri de educație financiară am 5 conturi diferite. Am un cont curent și încă 5 conturi în spate. Am un cont pentru activitatea curentă, unul pentru marketing, un cont pentru personal, da? adică un uh, procent de bani se duce în contul ăla și când e rândul de dividende doar de acolo mi iau, un cont pentru taxe foarte important, da? un procent se duce automat în taxe și un cont pentru donații. E, și în momentul ăla nu mai pici în capcana în care vezi toți banii în cont și zici, a, boierie frate, avem o grămadă de bani. Ce să vezi? Acolo se e și TVA-ul, acolo e și furnizorul, acolo e și salariul, acolo este și taxele la stat, acolo este și, da? Toate sunt acolo. împărțiți pe categorii pentru că banii, banii nu sunt la fel. Și același lucru se aplică și la, uh, și la, nivel personal. Vă spuneam eu și vă recomand călduros să aplicați sistemul ăsta. Împărțiți-vă banii la începutul lunii pe plicuri sau pe categorii sau pe conturi sau cum vreți voi. Da? Vă povesteam de sistemul pe care o folosesc eu cu nevastă mea. Primul plic este plicul de economii întotdeauna, da? astfel încât să nu uităm că Țineți minte, cea mai mare greșeală când vine vorba de bani este să economisești la sfârșit. Toată lumea zice asta. Am luat salariu, hai să plătești ce am de plătit și dacă ne rămâne ceva luna asta la sfârșit, îi punem deoparte. Nu rămâne niciodată nimic. Dragilor, primul cont sau primul plic este întotdeauna plicul de economii. 10-15%, da, între 10 și 15% trebuie să intre în acest plic sau mai bine într-un cont automat. Când ai luat salariu sau comisionul, o sumă de bani setată automat se duce într-un cont de economii sau și mai bine într-un fond mutual mai departe. Cumpărături vitale, da? mâncare și produse de igienă între 20-25%, locuință, aici intră și rata sau chiria plus utilitățile, maxim 25%, transportul, da? rata la mașină, dacă este leasing plus benzină, reparații, casco, RCA, rovinetă, parcare, spălare și așa mai departe, între 3 și 5%, da? nu mai mult, că o să munciți toată viața pentru hârbul ăla. Plicul pentru datorii, plicul pentru donații, scuze, fondul de urgență, 1000-2000 de lei cash în casă, plicul pentru cheltuieli diverse, plicul pentru donații și caritate, 10%, cheltuieli diverse era uh, 20-25%, bani risipiți, între 1 și 3% și alte categorii. Dragilor, banii nu sunt la fel cu atât mai mult când veniturile tale oscilează. Și ce trebuie să faci este să-ți faci această medie. De exemplu, ce funcționează foarte bine? Eu ca om de vânzări și ca antreprenor, mi-am fixat ca un salariu lunar. Da? Deci mi-am fixat ca să transform acest roller coaster într-o linie sigură pe care să mă pot baza, mi-am fixat un salariu lunar. Dacă eu în luna asta câștig de două ori mai mult banii se duc în investiții sau în fondul de economii. Dacă am o lună mai proastă, cum a venit acum criza și mi-au dispărut cursurile pentru copii, aveam luna aprilie și martie, erau pline de cursuri pentru copii în școală, în săptămâna școală altfel, s-a dus. E, am avut o lună mai proastă, am compensat cu aceste vârfuri și în momentul ăla nu mă dau cu capul de pereți și nu n am riscat nimic, sunt absolut confortabil și absolut ok. Deci banii nu sunt la fel, împărțiți pe categorii ca să nu începeți să faceți o greșeală fatală pe care o fac antreprenorii și freelancerii și anume să amestece banii personal cu banii firmei, să înceapă să pună mânuța pe acolo și când bagi mâna în urnaia și scoți bilele norocoase, te trezești că ai consumat bănuții de taxe, ai consumat bănuții de furnizori, ai consumat bănuții de mai știu eu ce rate sau credite și începi să faci prostii. 3 minute la începutul lunii, făceți-vă un buget, stabiliți-vă ca un salariu lunar, nu contează că ai câștigat luna asta 2000 de euro. Tu vino acasă tot cu 1200 sau 1300. Diferența o pui deoparte pentru că îți garantez că nu toate lunile vor fi cu 2000 de euro. Nu mă crezi? Uită-te la ultimele 6 luni din în casările tale. Deci, ajută extrem de mult acest lucru de a vă împărți banii pe categorii. O să vă pun aici și sistemul de plicuri ca să-l înțelegeți și să-l să, -l, să -l înțelegeți și să-l aplicați și în viața voastră. Puteți să vi-l faceți foarte simplu. Care va să zică mare grijă când ai venituri variabile la următoarele 5 capcane. Hiperoptimismul, adică să te înveți numai cu acele luni bune și să zici a, extraordinar, ne permitem lucruri. 2 atenție la noul anturaj în care intrați da? și o să vi se pară că trebuie să țineți pasul cu cine știe ce băieți și uneori o să uitați de clienții voștri, o să fiți mai bine îmbrăcați, o să conduceți mașini mai frumoase, mai luxoase decât clienții voștri și asta s-ar putea să se ducă după aceea în vânzări din nou, dar într-un sens negativ. Atenție la principiul cât ai, atâta cheltui. Da? E foarte ușor pentru creierul vostru să se obișnuiască la 2, 3, 4 mii de euro 5000 de euro și totuși să ajungi în situația, frate, unde s-au dus, ce s-a întâmplat, da? Dacă nu ești atent, e ca și când ai căra apă cu sita, pur și simplu, da? Nu reușești niciodată. Nu acumulați uh, obligații fixe pe venituri variabile, da? Sau dacă le acumulați, dacă vă băgați în rate, încercați să vă luați ca punct de reper această dungă albastră, nu vârfurile astea roșii de sus de aici, da? Și al cincilea, a cincea recomandare este să înțelegem odată că banii nu sunt la fel. Împărțiți-i pe conturi, împărțiți-i pe plicuri, fixați-vă un salariu lunar astfel încât să știi lună de lună ăștia banii, ce este peste punem deoparte ca să compensăm. Și vă mai spun un beneficiu extraordinar dacă faceți chestia asta. Dacă vă fixați un salariu mai mic, știți ce o să se întâmple? O să se întâmple ceva extraordinar mai anului o să ai o grămadă de bani pusă deoparte. O să poți să dai o avans la o proprietate imobiliară, o să poți să faci o achiziție, o să poți să faci o grămadă de lucruri cu bani grămadă, da? o să ai putere de negociere. O să, da? Asta se întâmplă atunci când îți pui un nivel un pic mai mic, tot ce este peste merge pus deoparte sau merge în investiții. Bun, Hai să luăm și niște întrebări. Sunt, uh, sunt uh, agitat pe subiectul ăsta, da? pentru că prin asta am trecut și eu. Astea sunt prostiile pe care le-am făcut ca antreprenor și ca om de vânzări. Mi-au trecut în bani, pe mână, dacă aș sta să fac o socoteală în 20 și ceva de ani de când uh, sunt în meseria asta, sunt milioane de euro, milioane de euro pur și simplu, probabil, da? Și sunt convins că aș fi putut să fac lucrurile mult, mult mai bine decât, decât le-am făcut. Hai să vedem și niște, niște întrebări. Lăsați-mă să fac eu prostiile și să vă povestesc despre ele ca să nu le faceți voi, că sunt foarte scumpe. Sunt foarte scumpe de făcut pe pielea voastră. Mariana zice Bună seara, vă urmăresc de scurtă vreme. Îmi cer scuze că apelez. Sunt în Scoția, am un business relativ la început, dar care este pe profit și am 30.000 de lire. Lire sterline. Nu vreau să mai plătesc chirie 450 de euro pe lună, am găsit o casă la 40 de minute distanță de serviciu, 75 de lire și un apartament de 52 un apartament de 52.000 de lire în centru la 5 minute de serviciu. Ambele necesită îmbunătățiri. Care dintre ele credeți că e mai potrivit? vă urmăream și live-ul legat de investiții, dar nu pot să fac acest pas până nu rezolv cu casa. Sunt de acord, da? pentru că am deja 53 de ani. Următorul pas ar fi fondurile mutuale. Dragă Mariana, ce pot să spun din experiență personală, mai ales dacă ești antreprenor și asta, alegerea mea, încă o dată, ceea ce vă povestesc eu aici, în primul rând trebuie să luați cu un pic de sare, pentru că viața voastră e diferită de viața mea, emoțiile voastre sunt diferite de emoțiile mele și personalitățile noastre cu siguranță că sunt diferite, dar ce aș face eu, dragă Mariana, din experiența antreprenorului care a locuit și în afara orașului și în oraș, Uh, sincer, în acest moment eu aș rămâne în oraș. E și o variantă mai ieftină, între 75 și 52. Uh, asta înseamnă că o vei plăti mult mai repede. Dar atât timp cât ești activă, cât ai serviciu, cât umbli și în fiecare zi, ce se întâmplă? Casa la, o să avem într-o seară, o să discutăm despre, exact despre asta. Casa în afara orașului sau apartament în, în oraș. Uh, anticipăm un pic în seara asta, atâta timp cât ai activitate în fiecare zi și trebuie să te duci undeva în fiecare zi să faci multe drumuri, viața în afara orașului va deveni în scurt timp un calvar. Adică o să vezi cât de multe ore din viața ta se duc pe stat în mașină pur și simplu. Dacă ți-aș face un calcul acum, de exemplu, 40 de, ore dus, 40 de minute dus, 40 de minute întors, înseamnă 80 de minute, adică o oră și jumătate pe lună, o oră și jumătate pe zi, Uh, ori 250 de zile lucrătoare înseamnă 375 de ore, asta înseamnă dacă împarți la uh, 10 ore pe zi, înseamnă o lună și jumătate o petreci doar în trafic. O lună și jumătate o stai în mașină pur și simplu. Din timpul tău treaz, 400 de ore pe an este doar în spatele volanului. Poate fi o opțiune când te pensionezi, când nu mai ai de făcut multe drumuri, să mergi undeva în afara orașului, dar la momentul ăsta, datorită activității, credem că eu așa aș face cel puțin. Am făcut mutarea din afara orașului în, în centrul orașului și mi se pare că mi-am câștigat viața, pur și simplu. Copiii sunt independenți, toată lumea își vede de treaba lui, are programul lui, nu mai sunt uber tuturor și atunci lucrurile sunt mult mai simple pentru toată lumea. Bogdan zice, ce părere am despre economisirea prin intermediul CAR-urilor? Cât de sigure sunt astfel de instituții? Dragă Bogdan, există această formă, se numește CR pe românește, se numește peer-to-peer -peer prin niște platforme internaționale. Poate fi o parte din portofoliul tău, dar sincer nu m-aș duce cu mai mult de 5% din portofoliul meu în investiții pe zona de CAR-uri pentru că de obicei C.A.R.-urile sunt o investiție ciclică, adică o duc bine în perioade de creștere economică și uh, nu așa de bine în perioade de scădere economică. Și atunci uh, din portofoliul tău poți să te duci cu un anumit procent pe asta, dar recomandarea mea este nu mai mult de 5, maxim poate 7% să mergi pe C.A.R.-uri sau peer to peer. la zice ieri am făcut terapie cu dumneavoastră foarte fain. Nu știu ce fel de terapie am făcut. Sper că n-am stricat ceva, dar nu știu ce boală era pe acolo. Da? îmi doresc să aflați chestii noi. Mă străduiesc să vin în fiecare seară cu subiecte potrivite și cu subiecte educative, atât cât mă pricep. Dacă vă place ce, povestesc, ce povestim pe aici, dați un share sau dați un like să mai afle și alții. în felul ăsta ne ridicăm cu toții. Da? Ne ridicăm cu toții. Și Cristi mă întreabă când o să vorbim dacă stăm toată viața în chirie sau ne complicăm cu un credit pe 30 de ani. Dragă Cristi, e un subiect foarte sexy asta și o să-l abordez săptămâna viitoare într-una din seri. Rămâi pe lângă noi pe aici și o să povestim dacă cum e mai bine, viața la chirie sau viața la de aproprietar. Cărticica de astăzi, avem o cărticică foarte interesantă, este Brian Tracy. Seniorul Tracy a scos peste 50 de cărți, toate sunt foarte mișto, de time management, de vânzări, de psihologie, de o grămadă, de, management, de leadership, de ce vreți voi. Psihologia vânzărilor se numește pentru că astăzi am vorbit despre oameni de vânzări, despre antreprenori, despre freelancer, despre cei cu venituri variabile și vreau să vă zic doar o singură chestie de aici și anume vânzarea se face cu vorbe. Dar cumpărarea are loc în liniște. Mulți vânzători vorbesc prea tare și prea repede pentru că sunt nervoși. Nu se simt bine dacă se lasă tăcerea. Ei simt că trebuie să umple fiecare moment cu vreun comentariu esteți sau cu vreo, cu vreo observație. Când de fapt nu este cazul. Deci vânzarea se face cu vorbe, dar cumpărarea se face în tăcere. Și în seara asta am un cadou pentru voi. Cadou din partea soției mele care mi-a trimis astăzi un filmuleț pe TikTok. Este o platformă pe care eu am ajuns să o urăsc pur și simplu, da? Mi se pare îngrozitor ce se întâmplă acolo. E posibil să, să fi văzut eu numai filmulețele alea cu cu mai bine nu. Dar mi-a trimis un filmuleț foarte drăguț pe TikTok, pe care o să vi-l pun și voi aici ca să vedeți ce sunt dispuse să fac femei, să facă femeile pentru bani. Și e un filmuleț foarte funny, puteți să vă uitați și cu copiii, da, nu e nicio chestie e, pe acolo. Eu, da, eu mi-a plăcut foarte mult și atunci vi l-am pus aici ca să l ca să -l vedeți și voi. Dragilor, am vorbit despre venituri variabile. Mâine avem o ediție de vineri, să zic așa, o ediție specială. Mâine vorbim despre obiective și viziune. Vreau să vă spun un singur lucru. Orice v aș povesti eu aici și mâine facem 50 de zile, 50 de ediții. Mâine avem o ediție aniversară, da? Deci mâine împlinim 50 de live-uri de când ne vedem, da, de uh, două luni și jumătate. Uh, sper să fiți în continuare și mâine alături de alături de noi. 50 de live-uri până acum, aproape 50 de ore atât cât m-am priceput să să vă povestesc. Mâine vorbim despre obiective și viziune. De ce Oricât de mult v-aș povesti eu de educație financiară, de investiții, de strategii, de. da, capcane și așa mai departe, dacă o persoană nu are un obiectiv și o viziune, nu se întâmplă nimic. Nu aplică nimic, uită tot, greșește tot, o face pe de a O persoană fără un de ce puternic nu va aplica niciodată nimic și astea 50 de ore vor fi degeaba. Eu cred că nu e degeaba, având în vedere că ne revedem în fiecare seară cu foarte mulți dintre voi. Așa că mâine seară căutăm acest de ce. De ce facem lucrurile astea? De ce vă uitați în seara asta și în fiecare seară? De ce vă uitați? Puneți-mi întrebările voastre, trimiteți-mi comentariile voastre. De ce faceți chestia asta? Și o să vă dau și un exercițiu peste weekend, la fel cum l-am avut pe cel cu roata vieții, cum am avut chestionarul disc pentru cuplu, pentru că urmează weekendul și poate aveți ceva timp, o să vă dau un exercițiu de făcut în weekend. Aștept întrebările voastre, dacă încă mai vreți să luați ceva pentru ei mici, găsiți la mine pe site uh, produsele de educație financiară pentru copii și o să le primiți până pe 1 iunie, dacă pleacă mâine le primiți sâmbătă, care va să zică ne vedem sâmbătă, uh, care va zică ne vedem mâine seară la 8, până atunci, ca întotdeauna, fiți sănătoși, și fiți prosperi!